Înainte ca să începem predica, vă invit să vă ridicați împreună cu mine. Să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Ioan capitolul 2 versetul 15, 16 și 17. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și laurdoșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și poftele ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Tată Sfânt din ceruri, stăm înaintea cuvântului Sfintelor Scripturii în această dimineață și suntem recunoscători că ne-ai dat înțelepciune, lumină și tărie, caracter și putere. Să înțelegem, Doamne Dumnezeule, planul Tău de mântuire pe care L-ai temeat dinainte de temerea lumii, Doamne, L-ai creat pentru fiecare dintre noi. În această dimineață stăm înaintea acestui cuvânt care are putere să schimbe inimile noastre, viața noastră, are putere să facă în noi lucrurile noi, în așa fel încât atunci când te vei arăta pe norii cerului, să fim asemenție, Doamne. Binecuvintează Biserica Emanuel, binecuvintează frații și surorile prezente în locul acesta. Ajută-ne, Doamne, să ne apropiem tot mai mult de Tine. Ajută-ne, Doamne, să fim tot mai plini de Tine, de slava Ta, de puterea Ta, de prezența Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, însoțește Evanghelia în această zi prin Duhul Tău cel Sfânt. Eu nu cunosc nevoile acestor oameni, dar Tu le cunoști, Doamne. De aceea încredințez lucrarea mai departe în mâna Ta. Mă încredințez și eu în brațul Tău, în mâna Ta, în călăuzirea Duhului Sfânt. Și tot ceea ce facem în locul acesta, în această dimineață, să fie spre gloria numelui Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ne asculți în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Vă rog să vă reașezați. doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră din dimineața aceasta. Îi mulțumesc, Bunul Dumnezeu, care ne-a ajutat să fim din nou împreună. Au trecut deja timpul din 2021, de când n-a mai fost, este 2024. Mulțumim Domnului că putem să ne revedem. A fost o perioadă în care nu era atât de mare problema distanței cât interdicțiile care erau. Dar deocamdată putem să ne întâlnim, putem să fim în casa de închinare în locul acesta, putem să nu mai întindem mâna în forma aceasta, ci trebuie să întindem mâna în forma aceasta. Nu mai trebuie să dai salut sau să nu faci îmbrățisare salut, vedeam pe câte un președinte cu cotul, ci pot să vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră. E un mare har. Și vreau să vă spun că vă îmbrățișez pe toți din locul acesta în această dimineață și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem hăruiți de Dumnezeu, suntem binecuvântați de Dumnezeu să avem această binecuvântare, să spun așa, n-am cuvinte să o exprim, că l-am cunoscut pe Domnul, că îl slujim pe Dumnezeu, că frumusețea vieții noastre, că străirea vieții noastre este în măsură cu ceea ce Domnul ne dă fiecare dintre noi. Nu suntem oameni dezorientați, nu suntem oameni fără scop, nu suntem oameni fără sens. Noi avem o direcție, avem un sens, avem un scop. Și acesta este împărăția cerurilor. Este revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Următorul eveniment în istoria noastră nu este ceea ce programează dumneavoastră, poate că din punct de vedere politic, nu așa, urmează alegeri și așa mai departe. Și la noi în România, nu ceea ce vedem sunt atât de importante. Următorul eveniment important în istoria creștinătății este revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Și cum era cântarea, îl ă așteptăm să vină. Dar oare cum îl așteptăm? Cea mai mare forță din Universul acesta nu este armata, nu sunt... Uh, uh, Politicienii nu sunt guvernele. Cea mai mare forță în lumea aceasta, mai mult chiar și decât, în împărăția, decât Împărăția Întunericului, adică satana. Cea mai mare forță în universul acesta este dragostea. Dragostea lui Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit încât a făcut totul pentru noi. Astfel, în această dimineață vom vedea câteva lucruri care pot să ne împiedice să fim gata când Domnul vine. S-ar putea anumite lucruri din viața noastră să fie lucruri care să nu placă Domnului și să ne golească de prezența lui Dumnezeu, să ne secătuiască și să nu mai putem să pășim prin credință, să nu mai avem bucurie, să nu mai avem pace, să nu mai avem siguranță. Dumnezeu ne-a creat, dragii mei, cu acest dar minunat de a iubi și a fi iubiți. nu e așa? Știți că Dumnezeu prin creație a pus anumite nevoi în noi. Prima nevoie este nevoia de Dumnezeu. De aceea se prezenta Dumnezeu în grădina Edenului, în fiecare zor de dimineață, stătea de vorbă cu Adam și Eva, dar din pricina păcatului, Adam și Eva au fost izgoniți din grădina Edenului, nu-i așa? Și, dar golul acela, dorința aceea de Dumnezeu a rămas. Și astfel au apărut idoli, au apărut închinarea idolească, oamenii au crezut că au dorit să se închine la ceva, deși Scriptura spune că cei care s-au închinat la asemenea uh, chipuri cioplite au ochi și nu văd chipurile acestea, nu? Au urechi și nu aud și așa mai departe. Și spune, și așa sunt toți acei care se încred în ei. Dorința aceasta a fost pusă în noi. A fost satisfăcută, slăvită, fie numele Domnului prin venirea lui Isus Hristos în lumea noastră. Și dacă astăzi nevoia aceasta de Dumnezeu este satisfăcută în noi și o avem și ne bucurăm de ea, nu este datorită nouă, este datorită dragostei lui Dumnezeu. A fost pusă o altă nevoie, nevoia de semnificație. Prin ceea ce i s-a spus lui Adam, păzește grădina, lucrează grădina, pune nume acelor viețuitoare. Și, și nevoia aceasta a rămas mai departe noi și avem valoarea noastră prețul nostru înainte Dumnezeu. Dar a, a treia nevoie la asta vreau să mă opresc, este nevoia de comunitate. Nevoia de a avea pe cineva. Când Dumnezeu i-a adus-o pe Eva în fața lui Adam, ce a spus Adam? Iată, în sfârșit. Acea care este os din oasele mele, carne și carne, din carnea mea, se va numi Isha, adică femeie. De ce? A fost luată din bărbat. Ei, nevoia aceasta a rămas în noi. Să iubim și să fim iubiți. Și iubirea sau dragostea aceasta care este în oameni este de la Dumnezeu. Nu e de la satana. Și satana are un fel de, vom vedea, iubire. Să iubești lucrurile păcătoase. Te îndeamnă la lucrurile acestea, te provoacă, ți le zugrăvește în așa fel încât să fie plăcute, să fie de dorit, ca și pomul cunoștinței binelui și răului din grădina Edenului. Nu-i așa? Când Eva s-a uitat la pomul acela, a spus, era de dorit? că te atrăgea, vroia să îl atingi, așa l-a zugrăvit uh, satana, dar nevoia aceasta a fost pusă în noi. Apostolul Ioan a fost numit apostolul iubirii. Se spune despre el că și la anii bătrâneței, când nu putea să stea în picioare, era dus de tineri pe un scaun improvizat și la părtășile care îl aveau, se ridica în picioare și doar atât spunea iubiți-vă unii alții și să aseza jos. vă întreb mai trebuie vreo predică ce se întâmplă în zilele noastre uitați-vă în stânga și în dreapta poate alte dată era cineva în biserică și astăzi nu mai este vă întreb din dragoste nu mai este sau din altceva sau un alt motiv sau poate din rudenile dumneavoastră sau cunoștințe, prieteni, altă dată au fost aproape și acum s-au distanțat. Din ce cauză? Dar alții altă dată îl ziceau, slăvit să fie Domnul, slujeau în biserică, erau implicați, făceau lucrarea Domnului și dintr-o dată, încet, sau poate nu dintr-o dată, hai să zicem așa, din încet, încet, tot mai rar, tot mai rar, din față, s-a așezat mai în spate, aproape de ușă, s-au dispărut. Oare ce i-a determinat? Oare ce a fost și ce a influențat pe unii să nu-L mai scluzească pe Dumnezeu? Sau ce îi poate influența chiar acum, în perioada aceasta, în viața unora care poate sunteți prezenți în locul acesta sau unora care ascultă pe internet? Vedem aici că Apostolul Iubirii, înainte de Textul care l-am citit arată și spune că dovada că îl iubim pe Dumnezeu, că e ușor să spui I love you, Jesus, nu? Dar știți care e dovada cum îl iubesc eu pe Dumnezeu? Este cum îi iubesc pe frații ăștia aia Și pe dumneavoastră. Felul cum vă iubesc, asta dovedește dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu pot să-L iubesc pe fratele meu sau pe sora mea, care poate mi-au greșit. Intenționat sau neintenționat, dacă nu pot să iubesc, nu pot spune că îl iubesc pe Dumnezeu. Iertați-mă, poate că m-am dus la extremă, dar spune acolo uh, Ioan, dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu și îl urăști pe fratele tău, ce ești? Un mincinos. Și cine e tatăl minciunii? Diavolul. Și ce se leagă de toate acestea? Iadul, nu raiul. Așa cum vă spuneam, dragostea lui Dumnezeu este cea mai mare forță care, din univers care este în lumea aceasta. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi prin Domnul nostru Isus Hristos pe când eram noi încă păcătoși și vrăjmași cu Dumnezeu. El ne-a mântuit. El ne-a iubit. Biblia spune că toată lumea zace în cel rău. Și în Iacov, capitolul 4, cu versetul 4, spune Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Aici Apostolul Ian vine și spune Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva, lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Ce înseamnă a iubi lumea? E vorba doar de să nu iubești pe oameni? Aici Apostolul Ian vorbește de sistemul lumii, de, cu ghilimele de rigoare, să nu le spun valori. Dar ceea ce lumea promovează în astăzi, ceea ce altădată nu era păcat, vorba uh, unui frate în vârstă face astăzi, sunt mai puține păcate ca altădată. Și a fost întrebat de ce. Ce era păcat pe vremea mea, acum nu mai e păcat. Mă înțelegeți, nu? Cei mai în vârstă mă înțelegeți. Dacă iubești mai mult decât pe Dumnezeu, orice lucru din lumea aceasta este idolatrie și este păcat. Orice lucru, chiar și orice persoană, dacă îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu, este păcat înaintea lui Dumnezeu. De aceea, Manifestarea dragostei noastre față de uh, oameni, față de Dumnezeu, se arată prin principiile pe care noi le trăim, pe care le avem în viața noastră, principii pe care le găsim în Sfânta Scriptură, în Cuvântul Dumnezeu. Domnul nostru Isus Hristos ne-a dat modelul după care să îl urmăm și ce trebuie să facem. Eu am să vorbesc în continuare despre câteva lucruri care, dacă sunt în viața noastră, nu este dragostea lui Dumnezeu în viața noastră. Și ce se întâmplă? Acestea sunt avertizmente din partea lui Dumnezeu, atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră, ca să nu fim găsiți nepregătiți atunci când El va veni. Pentru că venirea Lui va fi iminentă. Nu vei avea timp să spui nici măcar iartă-mă celui de lângă tine, nici măcar să spui iartă-mă lui Dumnezeu, pentru că va fi la chipia ochiului totul. De aceea, din perspectiva că într-o zi Hristos va veni și ne va lua acasă la El și mă rog să o facă, noi trebuie să fim găsiți pregătiți. Și pe lângă multe alte lucruri care am putea să vorbim în dimineața aceasta, poate care să aducă bucurie, zâmbete sau o stare de bine. Ați vrea că în această dimineață Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre și chiar dacă nu te simți, te vei simți confortabil, dar să știi că Dumnezeu îți vorbește, că Dumnezeu ne vorbește. Deci dragostea de lume, în primul rând în dimineața aceasta, pentru că titlul mesajului în această dimineață, pentru că obișnuiți să scrieți când postați, este Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Este afirmația biblică. Dar dragostea de lume și de lucrurile lumii, în primul rând, te golește de dragostea lui Dumnezeu. Citim în textul nostru, dacă versetul 15, partea finală, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dacă această dragoste a fost turnată în noi prin Duhul Său cel Sfânt, Roman 5 cu 5. Cu ea noi putem să iubim oamenii, putem să iubim pe semenii noștri, putem să uh, slujim și să fim cu mărturie, ducând o viață de credincioșie. Că până la urmă, frați și surori, viața noastră nu este doar în biserică. Aici așa stați de cuminți. Acum nu vă știm gândurile. Dar așa de liniștiți sunteți. Dar știți că noi am fost chemați nu să fim ușa de biserică. Am fost chemați să fim sare și lumină. Am fost chemați să fim în lumea aceasta niște modele de urmat. Am fost chemați să fim puncte de reper. Atunci când se uită colegul tău, soția ta, soțul tău, copiii tăi, indiferent cine, când se uită la tine, ce vede? seninătate sau ești ursuz, încruntat, nemulțumit de tot ce se întâmplă în jurul tău, de la președinte de stat până la păstor și biserică. Acolo este dragostea turnată prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Știți că suntem o epistolă vie citită de toți oamenii? Știți că dumneavoastră trebuie să aduceți oameni la mântuire? Poate așteptați ca lucrarea pastorală să o facă sau a Comitetului. Da, avem responsabilitățile noastre pe care nu le-aș dori la nimeni să vi le punem pe umeri, Dumnezeu să ne ajute să le putem duce și să primim și uh, răsplata de la Dumnezeu, că pentru că judecata va fi cu mult mai aspră în dreptul meu decât în dreptul dumneavoastră. Dar știți că în turmă oile nasmiei? Dacă te uiți, vezi că este loc liber pe bancă, în biserică. Ar trebui să ardă în tine acea, acel foc în care se spună nu pot să stau nepăsător, trebuie să spun colegului meu despre Hristos ce să-l aduc la biserică. Am fost săptămâna aceasta care a trecut cu fratele meu, Dan, la un magazin și când am coborât din mașină, românul ca mine a luat tot o direcție greșită. În altă parte. Dar între timp, în fața noastră, a oprit un alt bărbat cu o mașină, a coborât și era coborât deja, și Dan strigându-mă pe mine ca să mă întorc, bărbatul acela a că cu el vorbește. Și a început în engleză. O comunicare care, pentru mine, nu toate cuvintele se înțeleg. Știți cum o zice cineva, mai înțeles predica ce mai la coadă n-am înțeles ceva, dar nu știa nimic engleză, că așa se întâmplă și cu mine. Câteva cuvinte înțeleg, anumite fraze, dar nu toate. Și am văzut că discută. Și la un moment dat spune că mai brother, așa, e pastor în România și... Am crezut că ești prieten, se cunosc. Dar când am intrat în magazin, spune Dan, face nu cunosc. Dar primul lucru care mi l-a spus, tu știi cine este Isus? Bărbatul acela l-a întrebat pe fratele meu, tu știi cine este Isus? Și Dan a început să spună, da, și de aici a intrat discuția, dar am rămas surprins. Un necunoscut. Unul care, întâmplător, prima întrebare, nu a fost ce faci, cum ești, cine ești? Îl cunoști tu pe Isus, Știi tu cine este Isus? Am apreciat. Și m-am văzut poate uneori pe mine, că poate n-am făcut lucrul acela. Nu că nu l-am făcut, poate nu l-am făcut destul de des. Sau de fiecare dată, când te întâlnești cu cineva pe care nu-l cunosc sau uh, colegi sau așa mai departe, ei, uitând te în stânga și în dreapta, vei face posibil să vei spui, nu se poate, trebuie să chem oameni la mântuire. E lucrarea noastră a fiecăruia. Mergeți în toată lumea și propofiți Evanghelia la orice făptură. S-a adresat atunci Domnul Cenicilor, dar mandatul acesta este al fiecăruia dintre noi. Dar dragostea care este turnată în noi, trebuie să fie activă. Trebuie să se vadă. Și Dumnezeu să ne ajute și să nu fim nepăsători de darul și chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dar dacă se cuibărește cumva, în pași mici, în inima uneia sau altuia, privirea înspre lume sau dorința de a gusta și a vedea ce se poate întâmpla, ce este, Încet, încet te va goli de dragostea lui Dumnezeu. Nu va fi ceva brusc, ci va fi foarte lent. Dacă uh, citiți în Sfânta Scriptură acel episod între Avram și Lot, când Lot s-a uitat și a văzut câmpia noastră și a spus, acolo este locul meu, nu s-a dus direct în Sodoma și Gomora, nu așa? S-a pus corturile prima dată acolo, în câmpie. După aia, dacă citiți mai departe, veți vedea că a ajuns cu corturile la poarta cetății. Și după aia în cetate. Ei, decizii greșite, mărunte, în pași mici, te vor duce încet, încet înspre pierzare. A iubi lumea și lucrurile din lume te vor goli de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să nu se întâmple în viața noastră. Și ar trebui să ne rugăm tot timpul, Doamne ce spunea aici de rugăciune de pe joi, de umplere cu Duhul Sfânt și de reumplere, și e nevoie să fim plini de Hristos. De fapt, ori ești plin de Hristos, ori ești fără El. Că nu se poate să ai un sfert din El, o jumătate, nu? Hristos nu vine cum aș veni eu la dumneavoastră și deschide sus, și eu nu pun numai un picior în, în, în living, nu? Și ce pot să spun că am intrat în casa dumneavoastră? am pus un picior. Nu. Hristos vrea să fie în totul, în tot. În viața noastră, în inima noastră. Sută la sută. În al doilea rând, dragostea de lume te va smulge din familia bisericii. Îl găsim pe 2 Timotei 4 cu 10, cuvintele pline de amărăciune ale Apostolului Pavel când spune că Dima, din dragostea pentru lumea de acum, a părăsit și a plecat la Tesalonic. Parcă îl simt durerea Apostolului Pavel care, când spune lucrul acesta, Dima, cândva mi-a fost util, cândva mi-a fost folositor, cândva a fost alături de mine, cândva a predicat, cândva a făcut milostenia, a făcut lucrare între sărați. Nu știu ce lucrare a avut Dima. Dar observ că Pavel a investit foarte mult în tineri, cum este Timotei, cum este Tit, și pentru Dima era. Dar Dima, din dragoste pentru lume, a fost și l-a părăsit pe Pavel și, bineînțeles, și părtășia ucenicilor din vremea aceea. Iuda, apostolul, iubirea de bani, l-a făcut să fie smuls din părtășia ucenicilor și să aibă soarta care a avut-o. Anania și Safira, pe care îi găsim în cartea faptele apostolilor, și ei la rândul lor, parcă îi văd câtă invidie, câtă dorință de a fi cineva, când au văzut că cât de bine a fost primit Barsaba, cel care uh, a vândut uh, moșioara și a dus-o la picioarele ucenicilor, și când s a uitat Anania și Safira să spună: Nu-i bine că nu suntem noi primii trebuie să facem și noi ceva. Și a mușcat diavolul cu mândria asta. Și s-au dus și ei, au vândut și ei mușoara lor. Dar au crezut că acum, în ziua de astăzi, are cât să am fi în biserică, dacă Domnul s-a judecat tot așa ca și cu Anania și Safira. Doar că atunci a fost o altă problemă. Satana, vreau să doar cât o paranteză vreau să fac, Satana atunci a încercat prin prigoană să, bie, să nimicească urmașii Hristos și n-a reușit. Și atunci s-a zis, dacă nu pot, pentru că a făcut mai mult bine lucrării lui Dumnezeu, împrăștiindu-i în, în Israel și pe urmă în Imperul Roman, ce-au făcut? Au dus Evanghelia mai departe. Și atunci a încercat satana prin interior. Dacă nu pot prin exterior, prin prigoană, o să-i infiltrez păcatul între ei prin Anania și Safira. Dar n-a reușit. Pentru că acolo era Dumnezeu prezent. Dar i-a costat nesinceritatea, minciuna, pentru că punea și Petru, dar era libertatea voastră, putea să spuneți clar, ne-am păstrat atât, atâta vă dăm, nimeni nu vă oprește. Dar de ce mințiți? Deci dragostea de lume, de bani, de mândrie, de cine mi eu, toate acestea te vor putea smulge din biserica lui Hristos. Și nu este mai dureros decât atunci când nu mai ești în prezența lui Dumnezeu, când nu mai ești lângă biserică sau în biserică. Și unul dintre marile binecuvântări pe care le avem este că ne avem unii pe alții, frați și surori. Aici și cel care nu are pe nimeni, are frați și surori. Așa este? A și săracul care poate nu are ce trebuie, aici găsește un sprijin. Dar mai mult decât orice aici, păcătosul găsește iertare. Dar o mare binecuvântare pe care o avem este că ne putem purta sarcile unei altora și în același timp să ne rugăm unii pentru alții. E o mare binecuvântare, e o forță care ne stă la îndemână. A ieșit din turmă, ești pericol să fii prins și să fii uh, distrus. Nici o ai, nici un miel nu poate să aibă viață lungă dacă nu este Întormă și nu este păzită. Și dacă este de una singură, este pradă pentru fiarele sălbatice. Așa este și pentru un copil al Dumnezeu, care iasă din prezența lui Dumnezeu, care iasă din biserică, care unii uh, cad în, în păcate sau alții se văd mai sfânți decât cei care sunt în biserică și nu pot să fie cu cei din biserică. Că mai sunt din acestea care uh, nici nu au. Uh, eu nu mă împărtășesc. De ce să împărtășesc cu tare? Și eu nu pot să am legătura. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Este loc de pocăință. Doamne, ajută -ne. Desigur, dragostea lui Hristos ne poate păstra în harul bisericii sau în prezența bisericii. De aceea, ce vreau, dacă se poate pune, Roman 8, 35 cu 39, aici Apostol Pavel spune, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și dacă se poate, Romani 8, 35 la 39, dacă poate fi pusă pe monitor să vadă. Și aici Apostol Pavel descrie dacă anumite lucruri. Și uitați, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau fametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau pri, primejdea sau sabia? Următorul verset. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Și următorul verset. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biritori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, și următorul verset, acesta este ultimul, versetul 39, scuzați, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Poate ceva să ne despartă? Aici Apostol Pavel spune că nu. Dar o inimă necredincioasă, o privire nepotrivită într-un loc unde nu trebuie, astăzi un pic, mâine mai mult. Știți că majoritatea informațiilor, 80% din informații, le percepe creierul prin vedere? La ce ne uităm? De aceea spunea eu, o altă dată, am făcut legământ cu ochii mei, că nu-i voi opri asupra vreunei fecioare. Că nu-i voi opri. De aceea vom vedea la urmă că totul este din decizie personală, din hotărâre personală. Și este trebuie, pentru că până la urmă, dragii mei, tot ceea ce facem trebuie să fie prin această decizie pe care noi o lăm să slujim pe Dumnezeu. El a făcut totul, dar nouă ne revină partea noastră. În al treilea rând, a iubi lumea și lucrurile din lume, ea te identifică cu chipul lumii. Vei deveni tot mai aproape de chipul lumii. Dragostea de lume te va atrage, te asimilează, te va înlocui pe neobservate, va înlocui chipul lui Hristos din viața ta cu chipul lumii. Eram student, nu mai rețin cine a fost din Statele Unite la noi la institut și ne spunea că Elvis Presley a fost membru într-o biserică baptistă, dacă bine mai rețin. Și cânta în față. Dar în timp l-a văzut că se pune tot mai în spate, Pastorul din biserica aceea, la un moment dat avea un anumit îmbrăcăminte, s-a făcut un anumit fel părul și așa mai departe și la un moment dat a fost întrebat ei, de ce nu te mai implici, ce se întâmplă? O, am alte proiecte vreau să te anunț că în ziua cu tare voi cânta la radio. Sunt chemat, am un alt fel de proiecte. Știți cum s-a sfârșit. Poate mai sunt exemple de genul acesta. Încet, încet, chipul lumii vă scoate din viața ta chipul lui Hristos. De aceea, în Apostol Pavel, în Roman 12, cu 2, spune și ne îndeamnă să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Și ce să facem? să ne prefacem prin înnoirea minții noastre ca să putem deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Când poți deosebi bine voia lui Dumnezeu, când poți să o înțelegi clar, când poți să o vezi, când poți să o împlinești, atunci când în viața ta și în viața mea există Isus Hristos Domnul. Doar atunci vom înțelege, doar atunci vom pricepe. De aceea ar trebui să căutăm să nu ne asemănăm cu lumea. Așa de ușor asimilează sistemul acesta al lumii pe unii, așa de ușor îi prinde. O, dacă am fi vegheatori. O, dacă ne-am analizat mai des. O, dacă ne-am analizat nu numai la rugăciunea de mărturisire de duminică. Dacă în fiecare seară am stat înaintea lui Dumnezeu și ne-am verificat oare ce am făcut astăzi. Frate și surori, cine e sfânt să se sfințească. N-am știut ce se vor vorbi la timpul de rugăciune, dar s-a vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 4. În prezența lui Dumnezeu nu poți să stai oricum. Îngeri, Serafim și Heruvim, cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, se închinau. În prezența lui Dumnezeu nu poate să fie decât laudă, decât glorie, decât mărturisirea unui cuget curat, mărturia unui, unei vieți curate. Nu poți să stai în picioare înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să porți cunună, să ai cunună? Cei 24 de bătrâni cu acelea, nu intru în detalii de Apocalipsa, dar înțeleg așa practic. Doar regele, nu? Regii poartă cununi. Dar înaintea regelui, regelui, niciun rege nu poate sta în picioare. În semn de zmerenie și de închinare s-au aruncat cununile înaintea lui Dumnezeu, asta simbolizând plecăciune, închinare, recunoaștere a ceea ce este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Cu atât mai mult pentru ei au fost ființe create, îngeri, serafim și heruvim, slujești și laudă pe Dumnezeu, cele patru făpturi vii au fost create pentru aceasta. Dar noi am fost răscumpărați prin sângele lui Isus Hristos. S-a plătit prețul suprem, unicul fiu al lui Dumnezeu. A murit pe cruce ca să ia chip în noi, ca să-L slujim, ca să-L mărturisim, ca să-L urmăm. Să nu lăsăm să plece din viața noastră. Să nu ne permitem să stăm înaintea lui Dumnezeu crezând că suntem bine și să, lăsăm, să, lăsăm, lăsăm pe Dumnezeu să ne prelucreze în această dimineață. Dragostea de lume te va goli de dragostea de Dumnezeu, te va goli de Dumnezeu, te va smulge din biserică, din familia care Dumnezeu te-a pus și dragostea de lume te va identifica cu chipul lumii. Fiecare să se cerceteze, să vadă cum este. În al patrulea rând, dragostea de lume te va compromite ca și creștin. Vă spuneam că noi suntem o epistolă vie citită de toți oamenii. Că vrei, că nu vrei, nu știu cum este în America. Suntem aici, este o nație de, ai zice, creștină, dar nu prea se vede nu prea se vede, dar în România, cel puțin, încă ne mai deosebim și felul cum vorbim, atitudinea noastră. Se, mi se întâmplă și mie deseori, că în domeniul în care mai activez și mai lucrez, să mi se pună întrebarea, dumneata, ești pocăit, așa -i? Și să știți că dacă mă întreabă, mă stare fericit. Înseamnă că este ceva. Noi iau ca o laudă. Domnul Dumnezeu să-mi ajute să mă zmeresc. Duminica trecută cineva aici dimineața mi-a făcut o reclamă. A spus că te sens pozitiv și am zis, mai periculos ceea ce zici. Pentru că nu vreau. Ceea ce vreau este să fiu smerit. Pentru că de acolo nu voi cădea niciodată. Spuneți că un înțelept spunea că pe pământul smereniei crește roada Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute e iubirea de lume, dragostea de lume te va compromite ca și creștin. Vei deveni o sursă de infecție, să zic așa, în jurul tău. Tine va spune atât de practic. Aici nu, aici mai sunt care aveți, poate aveți pomi, nu știu dacă aveți mer, dar portocal și lămâie am văzut destul de mulți pe aici. Dar când pui o ladă de mere plină în beci și un măr se strică, vă întreb, strică și pe altele de lângă ele? Da. Dar o ladă de mere bune poți să-l vindece pe la stricat. Observați că ce repede se prinde răul, nu binele. Copiii nu i-a învățat nimeni să zică nu i-au făcut lucrul acesta. Și se scuză, nu e așa, ați pățit, ați, vi s-a întâmplat. Dacă n-ați făcut-o dumneavoastră, când ați fost copii, au făcut copii dumneavoastră. N-am mâncat eu ciocolata, dar el e murdar pe buze cu mâncat o Se leagă. Foarte repede se leagă răul. De aceea, poate unii, fără să-ți dea seama, infectează prin viața lor pe cei din jurul lor. Îi influențează. Îi determină parcă să vadă cum este, ce ai făcut, unde ai fost. Și curiozitatea aceasta pe care diavolul o pune și în inima unuia să vadă cum este, a gusta din ce nu-ți este îngăduit, te poate compromite. Te poate compromite ca și creștini și vei deveni o sursă de păcat, de ispită. Mărturia ta va fi compromisă. Gândiți-vă. În episodul acela biblic în care Domnul Dumnezeu a dat o lege, o poruncă. Tot ce este în Ierihon să fie dat înspre distrugere. Nimic să nu ia evreul care cucerește Ierihonul. Ce-a făcut Acan? A spus, oh, banii acestea, mantaua aceasta, placa aceasta, sunt de folos. O să am nevoie de ele. Vă întreb, a fost compromisă mărturia lui? L-a costat? Da. Din păcate, mai sunt și în ziua de astăzi oameni care pentru a fi și a avea nu mai au principii și trec peste orice lucru care ar fi chiar de normalitate, de bun simț. Vei deveni o pricină de potignire pentru alții să se pocăiască. Adeseori, cu regret vreau să spun, deși suntem chemați să ne apărăm, dar vine câte unul și se spune, l-ai văzut pe cutare? E la voi în biserică? Am avut, din anumite motive, în anii pastorației de multe ori de uh, suferit, să spun așa, în pricina unora care și-au permis multe lucruri care nu sunt îngăduite. Și să vină poate vecină să spune, dar la cutare. Domnul Ovidiu, se poate așa ceva la dumneavoastră, la pocăiți? Se poate? Mese cu ceva pe ele? Prezent într-un anumit loc sau un alt loc? Comportament de genul acesta? Să mergi să inviți pe un uh, prieten bun, uh, șeful circulației din deci să-l invit la evangelizare și îmi spune, Ovidiu, ați venit cu drag, am ceva probleme la coloană, chiar a avut, nu se știa atunci, dar era bolnav de cancer, după câțiva ani a și decedat, dar mi-a spus, nu pot să vin. Și în discuția care am avut-o cu el, spunea, știi, cele mai mari probleme în circulație le-am avut cu copiii lui Cutare și al lui cu tare. Și ăștia erau membri într-o biserică. Vă întreb, ce să-i mai spui un asemenea om? Păcăiește-te. Sau cu tare, sau cu tare. Vei fi o pricină de potignire. Și cine iubește lumea și lucrurile din lume și este asimilat de lume și face ce face lumea, chiar dacă zice că e păcăit, chiar dacă este membru într-o biserică, el este o piatră de potignire. Și Domnul Isus tot spune despre acestea că mai bine, nu, s-ar fi născut. Nu cred că cineva vrea lucrul acesta. Chemarea noastră este să fim o binecuvântare pentru oameni și să-i aducem la Hristos. Mai bine să suporți pierderea decât să-ți impui dreptatea. Sau să zici, e dreptul meu. Mai bine să pierzi, dar să câștigi pe cel de lângă tine. Dacă ai făcut o înțelegere, nu știu de ce dau exemplu acesta, că vei face o anumită lucrare cu prețul ăla, păi fă cu prețul ăla. Nu schimba. Deși nu știu cum e la dumneavoastră, dar în România, în anumite domenii, pe când încep lucrurile vine omul și se mai spune, da, făm și aia, dar mai făm și aia, dar făm și aia, care nu erau prevăzute. Sunt convins că sunt anumite neclarități, dar uh, daul nostru să fie da și nu să fie nu. Cu bunoară și în slujire, ca principiu mi-am luat lucrul acesta, unde promit prima dată, dacă sunt invitat, acolo mă duc. Chiar dacă vine o altă invitație cu poate că ai zice mai însemnată, nu, unde am promis prima dată? Am păstoresc o biserici și dacă am promis la cineva la nuntă că mă duc la cutare, pe poate să mai vină altă oricând să zică, măi, în data cutare, dar vezi, frate, că la mine, nu? Unde am promis? Așa trebuie să fim. Așa trebuie să ne caracterizeze. Daul nostru să fie da și nu, nu. Și cei de lângă noi să vadă lucrul acesta. În anumit context în care lucram, am lucrat în telecomunicații și în vremea aceea cine mergea la băute cu șeful era cel mai bun muncitor. Ați fost dumneavoastră careva din România care a trăit așa ceva când lucrați? dacă era, ala, era cel mai bun. Cine dădea de, de consumat la șeful, era cel mai bun muncitor. Și pocăiții, la lucru. Și mai aveam un coleg, amândoi făceam echipă și am lucrat în zoncționare de cabluri, alea cu multe fire, care trebuia să le legi. Și într-o iarnă, la minus 20 de grade erau atunci, pocăiții lucrau și ceilalți erau la căldură în bufet. Atunci am făcut o răceală și am avut apă între inimă și plămâne, am fost internat în spital. Dar am suferit, pot să spun, pentru credință. Dar a venit după aia un frate baptist ca șef și a venit la mine și mi-a spus, auzi, Ovidiu, trebuie să dovedești prin muncă că mi s-a spus că voi sunteți cei mai leneși oameni ce nu lucrați. Adică pocăiții. Ca după următoarea negociere de salar să se facă modificarea. Pentru că Dumnezeu face dreptate. Dar niciodată nu m-am dus să spun că nu este corect ceea ce faceți. Și dacă mi s-a dat de lucru, m-am dus să am lucrat. Că este unul care judecă. Și este unul care face dreptate. Nu te teme. Și să nu vă temeți, Dumnezeu este cu cei care îți sluzesc cu adevărat. Și care au o inimă bună. Și să nu fie o piatră de potignire. Și să fie un îndrumar înspre veșnicie, să fii uh, omul care să, pe care să se rezeme toți oamenii care au nevoie de ceva. Să poți să fii un sprijin, să fii un încurajator, să fii un om care să dai speranță. Cu ce l zis tu dacă tu ești mai depresiv decât el? Nu l-a cu nimic. Dar când tu mergi să spui slavi să fie Domnul, Domnul Dumnezeu în control tuturor lucrurilor, să mergem înainte prin credință, Dumnezeu te va binecuvânta. Al cincelea rând, s-a întâmplat de multe ori ca cei care s-au compromis, s-au luat chipul lumii în viața lor, au fost împiedicați să se mai întoarcă la Domnul. Au fost multe exemple, din păcate, unii slăviți să fie Domnul, s-au întors, au avut harul din partea lui Dumnezeu să se întoarcă, dar dragostea și plăcerile de o clipă ale păcatului te vor îndepărta tot mai mult de dragostea lui Hristos. De aceea, în versetul 17, Ioan spunea, și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Dacă pofta firii pământești, așa o caracterizează Apostolul Ioan lumea aceasta, pofta firii pământești, pofta ochilor și a vieții, acestea vor trece, nu intru acum în detalii să vedem ce înseamnă pofta firii pământești, dar să știe foarte bine, când firea nu i răstignită, ea reprea controlul. În funcție de ceea ce hrănim, dragii mei, frați și surori, aceea suntem. nu așa? Cu ce citim și ne hrănim sufletul și mintea, aceea gândim și aceea vorbim și pe urmă se reflectă în faptele noastre, în atitudinile noastre, în reacțiile noastre. Dacă în mintea noastră punem cuvântul lui Dumnezeu, atunci doar ne vom ghida după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu va fi principiile pe care noi le vom avea și pe care le vom trăi. Dar dacă acestea nu sunt în viața noastră, sunt unii care au exprimat și au spus, o, cum n-aș vrea, dar nu mai pot. Deși, atâta vreme cât este viață în tine, atâta vreme cât este acel sentiment de vinovăție, încă se mai poate rezolva problema. Se spune despre un tânăr care a venit la un pastor și a spus frate, roagă te pentru mine, sunt mort. Nu mai am pic de viață în mine. La care pastorul i-a spus, auzi, dacă ai venit la mine, înseamnă că nu ești mort de tot. Mai este o speranță. Domnul ne așteaptă în această dimineață să venim la El. Ne-a lăsat această mare comoară în sufletele noastre, dragostea. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de semen. Iubirea de Dumnezeu se vede în noi prin felul cum îi iubim pe aproapele nostru. Dar ne poate depărta de oameni și de semeni lucrurile care ne le asimilăm așa de ușor. așa cum vă spuneam, Așa de ușor vine uh, în viața noastră uh, păcatul. Nu vine așa instantaneu să ne șocheze, cum vă dădeam exemplu cu privire la lot. Uh, S-a făcut un experiment în, uh, în laboratoare, uh, a fost luată o broască și a fost pus în apă rece și vasul acela a fost pus pe, pe un încălzitor, pe o sursă de foc și a fost dat încet focul acela. Și în funcție de cum se încălzea apa, broasca se schimbă temperatura corpului. Și spune că experimentul acesta a mers în așa fel încât broasca n-a sărit din apă până când a rămas acolo, a clocotit și a murit. De ce? Pentru că s-a obișnuit cu temperatura. Dar a pus un vas cu apă fierbinte și a fost aruncat o broască în apă fierbinte. Și ce a făcut? Care a fost reacția? A sărit afară. Deci satana nu va veni cu uh, să te șocheze. Va veni și va vorbi pe limba ta. Pe înclinațiile tale, pe dorințele tale ascunse, va veni. Pentru că și la Eva când a venit cineva spunea, dar cum o vorbi, nu știu cum o vorbit. Nu știu în ce limbă și ce fel cum au vorbit, nu știu. Dar știu că așa cum a vorbit șarpele, Eva a înțeles. Ei, așa este și în viața uh, noastră. Dacă avem cumva în noi ceva din lumea aceasta, din ceea ce ne înconzoară cu privire la starea aceasta deplorabilă a păcatului și a lumii compromise, dacă este ceva, satana va veni. Am văzut în experiența de că unii au căzut în anumite păcate după ce s-au întors la Domnul, în păcate care le-au înfăptuit înainte de a se pocăi. Pentru că la un moment dat și ei ca David altă dată, n-au avut altă lucrare decât să stea pasivi, fără să fie activitate, fără să fie plin de energie, fără să fie la locul unde Dumnezeu uh, i-a pus. Unde trebuia să fie David? Nu trebuia să fie cu Ioab la luptă. Ba da. Dar a stat și s-a sculat undeva când s-a cărpat de 11 și a zis așa, dar a ieșit pe terasă că doar fac alții lucrarea mea, eu nu am altă treabă decât să privesc. Și să privesc unde nu trebuie. Și vă întreb la costat. Unii spun, o, a păcătuit David, dacă a păcătuit David și l-a iertat Dumnezeu. Ascultați-mă, Dumnezeu, iartă păcatul, dar îl pedepsești. Și nu cred că cineva vrea să primească pediapsa care a primit-o David. Dar așa cum vă spuneam, unii au greșit, unii au păcătuit și vine satana după ce s-au întors la Domnul, după o vreme în care încerc să le nevească, nu mai au chef de biserică, nici de cititul Scripturii, nici de rugăciune, nici de alte lucrări, și vine și te ispitești. Și vei pune un tablou în inima ta, zice, Doamne, iartă-mă, nu mai fac, dar data viitoare când le nevești, ai tabloul acela în mintea ta și în inima ta și te uiți la el și spun, oh, și mai vine încă unul, și o altă sursă de ispită, și o altă sursă de ispită, și te trezești pierdut. Cel mai rău este când nu mai ai conștiință. Primul paznic, când conștiința aceea este moartă și nu o mai ai și nu te simți că e ok, e în regulă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu este dragoste. Da, 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 Dumnezeu este un foc mistuitor. Și nimic când întinat și spurcat nu va intra în împărăția cerurilor. Absolut nimic. De aceea, Dumnezeu să ne ajute. Și în încheiere, am cerut să fie pus pe monitor versurile unei cântări. mi așa de mult îmi place cântarea aceasta. Iisuse, dintre toți, te aleg mereu. În orice zi și în orice clipă. Că știești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Versul 2. Iisuse, aleg de plin cărarea ta din miile de căi din lume și vreau să merg pe ea cât m costa. Dăm Duhul tău să mă îndrume. Următorul vers. Iisuse, aleg cuvântul tău cel sfânt, căci numai El e adevărul, ce îmi dă lumină plină pe pământ să având să pot ajunge în ceruri. Următorul. Iisuse, aleg iubirea ta de jar, din tot ce lumea îmi îmbie, ca să mă aprind al inimii altar, să ard acum și în veșnicie. Și următorul. E finalul? Mai ai unul? Da, e finalul, dar eu știam că mai este probabil încă unul, dar Iisuse, dintre toți, te aleg mereu. A este decizia aceasta? Putem să o avem în viața noastră? Doamne ajută-ne! În fiecare zi suntem puși în fața alegerilor. Ceea ce sunt astăzi sunt, este suma tuturor alegerilor care le-am făcut în trecut. nu e așa? Ceea ce sunteți astăzi este suma tuturor alegerilor care le-ați făcut până azi. Și pe care le-am făcut până azi. În fiecare zi să-L alegem pe Domnul. Te aleg mereu în orice zi și în orice clipă. Au fost cuvintele lui Nicolae Moldoveanu, dar aș vrea să fie și cuvintele noastre. Iubirea de lume te va goli de dragostea lui Dumnezeu, te va scoate din părtășia bisericii, te va identifica cu chipul lumii, te va compromite ca și creștin și n-ați vrea să fie într-un final nu te cunosc, ci ați vrea să fie pentru fiecare dintre noi vino, slugă, bună și credincioasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Poate am fost mai lung decât trebuie, dar Dumnezeu să... Ne ajute tuturor să putem să îți slujim pe El. Și mă bucur să fiu cu dumneavoastră, să ne vom mai revedea prin harul Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.